Singurul lucru mai scump decât un G-Class este un Brabus, pentru că pachetul interior-exterior costă la fel de mult ca și mașina nouă. Deci ai trei variante. Ori le trimiți lor mașina cu banii pe încă una, ori cumperi direct una făcută la 500.000 de euro, sau varianta a treia, ți-l faci singur cu mâna ta. Și așa arată acum G-Class-ul meu. Haideți să vă fac un mic tur și să vă spun cât a costat fiecare modificare ca el să arate în halul în care arată acum. Cred că cea mai obvious modificare și printre ultimele din ele este colantul acesta albastru pus de cei de la Custom Tuning, care după părerea mea schimbă toată mașina. Arată mult mai bine pe culoarea asta decât arăta înainte când era negru sau atunci când era roz. După părerea mea arată mult mai bine decât atunci când era negru, pentru că la o mașină neagră nu prea poți să-i vezi formele, iar atunci când era roz nu-mi plăcea așa mult pentru că era mat. În schimb, culoarea asta azi blue, lucioasă, așa frumos, îmi place super mult, mai ales pentru că nu este metalizat. Mie, sincer, nu-mi plac deloc culorile metalizate, nu-mi place cum arată, asta arată frumos, zici că e așa un plastic, deși nu e, că e G-Class. Toată modificarea asta de la Custom Tuning costă undeva la 13.500 de lei plus TVA, dar dacă ai G-Class costă cu 6.500 de lei în plus. Deci undeva pe la vreo 5.000 de euro costă colantarea G-Class-ului, dar am primit și eu acolo un mic discount că îi place lui Cosmin de mine. Haideți să intrăm puțin la interior pentru următoarea modificare. Următoarea modificare, din câte vedeți, încă este în curs de a fi gata. Am dat jos tot plafonul și brațele pentru că vreau să-l fac full Alcantara negru, dar asta o să vedeți pe vlogurile următoare. Până atunci, din câte vedeți, am schimbat tot interiorul, l-am făcut din negru alb, pentru că îmi place mai mult să fie mașina deschisă și mă ajută mai mult când filmez, că se vede mult mai bine deschis. Am făcut și cotiera asta albă și preferatul meu este volanul, pentru că volanul vechi deja era lucios pe aici, pielea era neagră. Și acum de când i-am făcut vivasiere tapițarea asta, se simte mult mai bine la mână, iar interiorul până acum fără plafon a costat 5.000 de euro. Puțin cam mult, dar sincer să fiu, mi se pare că merită fiecare euro, pentru că ai alt vibe când mașina e albă. Zici că e așa mai nou. Adică ați văzut și pe mașinile noi, pe S-Class, pe GLS, toate vin și cu interior alb. De-aia mi se pare că arată mai bine. Următoarea modificare fără de care nu aș fi putut să conduc mașina, pentru că efectiv mi se pare că o mașină dacă nu are CarPlay, n-ai ce face cu ea. Bine, impropriu spus, doar mie mi se pare mult mai folositor să aibă CarPlay. Am dat 800 de euro să-i fac acest retrofit, mi se pare că se mișcă foarte bine. Cel mai important lucru e să ai Waze-ul, deci efectiv mi se pare că nu mai pot să mă coordonez bine cu drumul dacă n-am Waze-ul. Mă scoate pe cele mai bune rute și toate astea. Și dacă vreți un preț foarte bun la Waze, aveți un link în descriere. Da, nu e. Așa, plus Spotify-ul care iarăși îmi place super mult. Uite, ăștia sunt daily mix-urile mele, dacă vă interesează o să vă las un link de la Spotify-ul meu în descriere. Dar reducere da, pe Spotify 5%. Da, doar cu codul SBR20 pe Spotify, pe ce vreți voi, băgați acolo, nu contează. În același timp voiam să-i pun și Digital Dash, să am și aici o tabletă digitală, dar din păcate nu am găsit. Singurul lucru pe care l-am găsit a fost o tabletă de bord de la C-Class, pe care din păcate nu o puteam pune pentru că nu se potrivea. Trebuia să găsesc pe cineva să-mi facă niște șmecherii pe acolo și am zis că bă, nu lasă, vreau să fie safe 100%, adică fiecare modificare e super simplu de făcut. Modificările n-au durat mult, au fost făcute la distanță între ele, deci de-aia a durat mai mult să fie gata mașina. Și avem aici la interior un ultimul lucru care nu îmi place de la mașina asta, și anume tastatura asta de la telefon. Nu înțeleg ce a fost în capul celor, de fapt celor, toate mașinile aveau tastatură de asta. Disc are în continuare, dar butoanele astea îmi plac. Plus diferențialul ăsta pe care l-am folosit până acum numai de 3 ori. Dar e bun, merge tot ce trebuie. Haideți să ne dăm jos să continuăm cu modificările de la exterior, dar nu înainte să vă spun cum puteți să vă dați seama de o mașină, ce an este sau dacă a avut vreo daună. Înainte să continuăm cu vlogul, vreau să fac foarte atent când vreți să vă cumpărați o mașină, că sunt sigur că vedeți o grămadă de clipuri pe YouTube cu mașini frumoase, modificate și cu tot ce trebuie, dar realitatea este că de foarte multe ori când cumperi o mașină, e posibil să nu primești ceea ce ai plătit, pentru că foarte mulți vânzători sau Samsung, cum ni se mai zice, ascund date foarte importante despre mașină, cum ar fi dacă a avut daune, dacă a avut kilometri dați înapoi, sau dacă a fost întreținută bine. Și că dacă vreți să vă protejați pe voi când vă cumpărați o mașină și pe cei cu care mergeți, folosiți neapărat Car Vertical să o verificați înainte să dați banii pe ea. Și dacă intrați să o folosiți, nu uitați să băgați codul SBR pentru 20% reducere. Pentru că dacă ai făcut rost de seria de șasiu, nu-ți mai trebuie nimic. Intri pe Car Vertical, bagi acolo seria și Car Vertical o caută mașina asta pe care vrei să o cumperi tu în peste 35 de țări și găsești acolo dacă a fost furată, dacă a avut kilometri dați înapoi, pentru că verifică fiecare intrare în service și vede câți kilometri a avut. Și dacă una e dată înapoi,
înapoi, bam, a prins o țară acolo pe car vertical, că a avut kilometri dați înapoi, pentru că la multe mașini kilometrii nu sunt reali, sau chiar dacă a avut vreo daună și uneori îți arată și cât a costat. Iar dacă mașina a fost vândută sau scoasă la licitație, vei găsi și poze cu mașina direct de la licitație și o să vezi cum a arătat ea înainte, dacă a avut vreo daună sau un accident, și poți să dai seama ca să iei o decizie informată când alegi să-ți cumperi o mașină. Așa că nu uita că dacă vrei să-ți verifici chiar mașina ta de acum, ai link-ul în descriere către car vertical sau poți să folosești codul SBR20 pentru reducere mai târziu și aveți grijă ce mașină vă cumpărați. Acum că vă puteți da seama ce an este o mașină și fără să intrați în ea, avem aici kitul ăsta de Brabus pe care am plătit cel mai mult din toată modificarea, dar lăsăm la sfârșit pentru că până atunci vreau să vă arăt roțile astea super, super șmechere, care, sincer să fiu, au dus puțin cam mult. Sunt aftermarket, geantele Brabus direct de la ei, de la fabrică, costau 15.600 de euro, dar eu le-am luat aftermarket și am plătit 1.500 de euro per jantă, deci 6.000 de euro în total pentru tot setul de jante. Apoi avem cauciucurile astea Pirelli Scorpion Zero pe care le-am luat de la anvelope.ro. Băi, sincer, mi se pare super, super șmechere. N-am înțeles cum dracu se face că acum că mi-am pus jante mai mari, gros mai mari, merge mai lin mașina decât mergea cu roțile de iarnă. Deci asta chiar nu înțeleg. Cauciucurile costă 7.000 de lei. Apoi, dacă tot suntem la exterior, avem aici la ascunjit jos de tot sistemul de la Max House pe care l-am pus acum câteva luni. Sistemul costă 8.000 de lei și dacă nu știți cum funcționează, haideți să vă arăt eu acum repede de tot. Deci ai pornit mașina, tot ce trebuie. Și acum să vă explic de ce am pus Max House. Mie mi se pare că sună foarte bine motoarele de benzină V8-uri, V12, V10, dar nu am nevoie de ele, pentru că eu nu-mi cumpăr mașina să merg cu ea repede sau să fac exhibiții de-astea pe stradă, și că nu m-a interesat să dau bani în plus ca să fie un motor V8. Înțelegeți? Dar... Nici Gami. Exact, nu-s nebună ca Gami, ca mă, dar deja motoare benzină, să vie, să mă duc, să mă... E bun și diesel, îmi place foarte mult dieselul, dar dieselul se aude fix așa. Cred că am cumpărat-o cu evacuare deja făcută. Ea se aude tare, dar nu-mi place neam. Așa că am pus boxele astea Max House pe care când ții așa apăsa puțin, fiți atenți. 1, 2, 3. Se aude altfel, ia uite. La boxa asta ai și aplicație, o dai acolo cât de tare vrei, cât de încet vrei. Acum nu-i dat la maxim, e dat la vreo 80%, 77%. Și lucru fain la ea, uitați cum se aude. Și dacă nu-ți place cum se aude așa, poți să schimbi sunetul. Ia uite, dai de două ori. Partea faină e că sistemul ăsta Max sau se păstrește cam pe orice mașină. De-aia aș recomanda să ți-l pui pe o mașină diesel, că dacă ai benzină poți să faci să sune așa și natural. Dar șmechire că se și lasă așa mașina într-o parte când o calci și de-aia îmi se pare că e bine. Și dacă vrei să mergi încet prin cartier să nu-ți deranjezi vecinii, ți-a apăsat din nou pe ăsta, 1, 2, 3... și e silențioasă din nou mașina. Asta mi se pare mie foarte tare la Max House, faptul că poți să o oprești așa când vrei tu, poți să o faci să sunești ca un avion și ca o mașină electrică, dar nu vă arăt alea că nu-mi place mie. Dacă vreți, mergeți și vă cumpărați și vedeți voi cum arată, eu nu vi-l arăt că nu-mi place. Haideți să continuăm la exterior. Următorul cost nu prea se vede pentru că este sub capotă. Am băgat undeva la vreo 10.000 de lei în revizie, adică am schimbat uleiul, am schimbat frâne, plăcuțe, discuri, tot ce era de schimbat, suport de motor, tot. Nu era nimic stricat, dar am vrut să fie totul ca nou, pentru că vreau ca mașina asta să se simtă și ea mașină cum trebuie, adică nu vreau să scârție, să tronc, că ne vreau să fie absolut perfect. Vreo 10.000 de lei au costat reviziile astea. Am făcut o singură revizie de ulei, pentru că de când am luat-o am făcut vreo 3.500-4.000 de kilometri cu ea. Înainte să trecem la body kit, să vă spun de distanțierii ăștia, care au fost vreo 2.000 de lei, sau 1.800 acolo, nu mai știu sigur, cu tot cu montaj. Am vrut să vină fix la linie aici. Și acum lucrul pe care l-a așteptat toată lumea, și anume body kit-ul ăsta, nu l-am luat direct de la Brabus, pentru că la Brabus costa peste 100.000 de euro, dar l-am găsit la un alt distribuitor din Germania la 23.000 de euro. Acum a mai scăzut puțin din preț, am văzut că e 21.000. Și în body kit-ul ăsta a intrat așa: capota, aripa dreapta, aripa stânga, farul, celălalt far, măștile de la faruri, semnalizările, grila, noua stemă,
noua bară, bara de desub, oglinzi noi, apărător noi pe față și spate, plasticul ăsta nebun de aerisire care e fake și aici și e fake și la original Brabus, că n-are de unde să intre aer pe acolo, și pe spate la fel, luminile astea de la praguri, stopurile și bara de spate. Eu un pic am scump, dar pachetul a fost destul de mare și pe lângă asta a fost cu 80.000 de euro mai ieftin decât dacă l-aș fi luat direct de la Brabus. Și culmea e că se montează la fel, ca mai mulți prieteni cu servisuri care ar trebui să pună kitul Brabus și ghișce. Și ele se montau la fel de greu, nu sunt făcute ca de fabrică. Mie personal mi se pare că arată mult mai bine mașina așa. Nu neapărat că o schimbă, dar îmi place mie mai mult cum arată așa. De vândut încă nu m-am gândit, de păstrat deocamdată o să o păstrez și de distrus scrieți voi în comentarii ce idee aveți pentru testul 2 de durabilitate cu G-Class-ul. Dacă vreți și voi să vă faceți vreo modificare la mașină, v-am lăsat în descriere toți partenerii care m-au ajutat să aduc mașina asta să arate așa. La câteva chestiuțe de la mașină am primit și o oarecare reducere, așa că nu o să vă zic un preț exact pe care l-am băgat în ea, dar toate modificările costă undeva la vreo 40 și ceva de mii. Da, vă asigur eu că din buzunarul meu am scos undeva pe la vreo 30. Deci cam pe acolo se învârte mașina. Și nu uitați că dacă vreți să vă verificați mașina, aveți codul SBÂR pentru 20% reducere pe card. Fresh, nu-i bine deloc, dăm ceva tare că nu mai suport.